dacă v-a plăcut activitatea de astăzi, adică ziua școlii în general. Nu mi-a plăcut. Chiar am fost entuziasmată de voi ce ați făcut. Este o muncă foarte grea, este un efort deosebit și m-a impresionat faptul că erau foarte frumoase costumele voastre naționale și care redact și mâncat din costum național. Continuați o tradiție, care au și o tradiție române și cele locale. Și asta înseamnă că sunteți extraordinari. Da, păi m-a avut o relație foarte bună din moment ce am venit la invitat. Nu puteam să refuz invitația, pentru că sindicatul nostru sprijină activități sindicatului didactice. Nu numai atât, și activitățile cu elevii în unii școli, cu studenții, mai școlarizat foarte mulți și studenți. Deci ne preocupăm deopotrivă și de cadrul didactic și de voi, de elevi și de studenți. Alexie, participa mai des la studenții? În 23 de ani, când conduc sindicatul, am participat la mii de activități. Anul acesta, în 23 noiembrie, nu voi mai fi președintă, că nu mai vreau eu, pentru cadre mai ales de viață, dar voi fi alături de elevi, de cadre didactice și voi participa la toate acțiunile la care voi fi invitat, dacă voi trăi și Dumnezeu îmi va da sănătate. În general, ce idee aveți despre expoziție și despre ce puteți spune pentru această ziua? Ce idee am? Voi doamna și eu din ceea ce a făcut mama mea, care are 87 de ani, aceste școli, niște obiecte de arte, o soape, tot lucrat manual, fel de fel de cusături și alte lucrări importante, obiecte de valoare, care înseamnă artă. Am o impresie foarte mult, vreau să contribui la îmbogățirea zestrei voastre actuale, care e împrumutată de la părinți și de la voi de acasă. Aș vrea ca să existe o expoziție pe veci a școlii, cu donație, care să fie un mic muzeu de la voi în această școală. Mulțumim tare, deci vreau să-i povestesc că vei fi o foarte bună ziaristă. Așa, eu am luat